Să deschidem scripturile, o să citim din trei locuri, dar pasaje concentrate. O să citim din Fapte, capitolul 1, versetul 8, apoi de la Fapte 2, 1 la 4 și o să citim și Efeseni 3 cu 19. Fapte 1 cu 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Fapte 2, 1 la 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Efeseni, capitolul 3, versetul 19. Să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne așezăm. Astăzi este sărbătoarea, este ziua în care este predica anuală despre Duhul Sfânt. Din păcate, în cele mai multe biserici, așa se întâmplă. S-a făcut un sondaj printre ceva studenți din 24 de denominații și le-au pus întrebarea câte predici despre Duhul Sfânt au ascultat, au auzit în biserică în ultimii 5 ani. Media a fost de 4 predici despre Duhul Sfânt în 5 ani. Oare de ce este așa? Oare de ce este așa? Vedeți, noi apreciem valoarea umană, știm să respectăm darurile, talentele, abilitățile. Pe care le avem, care se manifestă în biserică. Însă, convingerea mea, pe baza Sfintei Scripturi, este că atât biserica, cât și lumea, are nevoie de mai mult decât atât. Este foarte bine să fim pregătiți, să ne șlefuim, să dezvoltăm abilitățile noastre. Este foarte bine să avem oameni foarte experimentați în domeniul lor de slujire. Dar nu-i suficient, pentru că atât biserica, cât și lumea, peste ceea ce noi ca oameni putem să facem, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. Fără de care, orice expertiză este insuficient. Aș vrea în această dimineață să avem o privire sau să aruncăm o privire mai largă asupra sărbătorii cincizecimii, dar nu doar atât, că ne-ar fi de puțin folos să mai facem încă puțină istorie. Se predică istoria cincizecimii în mai toate bisericile astăzi. În niciun caz nu o să fac greșeala aceasta, ci pornind de la sărbătoarea cincizecimii, aș vrea să venim la realitatea bisericii de astăzi. Că altfel mergem cu capul mai pătrat de aici, cu încă o cunoștință în plus, dar cu inima poate la fel de mică cu cât am venit. Haideți să ne uităm, să facem această oglindă, această perspectivă istorică care este de natură să ne ajute să înțelegem corect ce are Duhul lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu pentru biserică peste viacuri și pentru noi astăzi. Iudeii și prozeliții au venit la Shavuot, adică la sărbătoarea cincizecimii, care este una dintre cele trei sărbători cu pelerinaj la Ierusalim. Prima dintre ele, Pesahul sau Paștele, la 50 de zile după Paște este Shavuot sau sărbătoarea cincizecimii și apoi înspre toamnă este Sucot sau sărbătoarea corturilor. Pentru cei mai mulți oameni care au ajuns în Ierusalim, cincizecimia a fost și a rămas doar o sărbătoare.
dintre cei mulți care au venit la Ierusalim, au venit la sărbătoare și au plecat cu o sărbătoare consumată. Dar printre cei care au venit sau care erau în Ierusalim, a fost un grup pentru care cincizecimea, Shavuot, n-a fost doar o sărbătoare, ci această sărbătoare s-a transformat într-o experiență reală, vie, o împlinire a unei promisiuni. Care a fost diferența dintre aceste două categorii? Aș vrea să actualizez puțin și cu durere să spun că vine un val, nu doar peste bisericile evanghelice, despre cele tradiționale nu mai vorbim, ci vreau să vă împărtășesc o îngrijorare pe care o am chiar vis-a-vis de Biserica Pentecostală, peste care încet, încet se simte un val care vine încet și pentru care cincizecimea începe să se transforme doar într-o sărbătoare. Și a spune chiar dramatic, poate exagerând un pic, vai de bisericile pentru care cincizecimea a rămas doar o sărbătoare. Cei care, pentru care a însemnat o sărbătoare, au fost oamenii care au venit și au plecat. Dar cei care au experimentat sărbătoarea, împlinirea promisiunii, au fost cei care au așteptat, dar nu o așteptare pasivă, o așteptare activă a ceea ce Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, le-a promis. Cea mai mare problemă, sau una dintre cele mai mari probleme ale creștinismului contemporan, este consumerismul. Știm să consumăm bine de toate. Anul acesta, pentru Biserica Sfânta Treime din Bistrița, am zis că este denumit Lumină în Cetate. Cum putem să luminăm? Sau, haideți să punem întrebarea, nu neapărat că vreau să fiu critic. Oare de ce nu luminăm atât de mult cât Domnul vrea să luminăm? Oare arde ființa mea, arde viața mea în așa fel încât lumina care vine de la Hristos prin Duhul Sfânt să umple o zonă largă, să fie oameni luminați, atinși, mișcați, aprinși de Duhul lui Dumnezeu? Spunem uneori, parcă biserica e cam rece. Biserica nu poate să fie rece. Noi putem fi reci. De aceea vă întreb eu, oare nu cumva, motivați de sărbătoare, dar nu cumva Duhul lui Dumnezeu vrea astăzi să aducă peste Biserica Sfânta Treime, adică peste mine și peste dumneata, să aducă din nou foc ca să ardem? Lumină în cetate, lumină pe scară, lumină în birou, lumină în clasă, lumină pe șosea, lumină în restaurant, lumină pe unde suntem. Dragii mei, cred din toată inima că este vremea să ne schimbăm din nou perspectiva asupra rolului pe care îl avem în cetatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Cred că trebuie să fim din nou mai incisivi, că prea fricoși am devenit. Prea resemnați, prea în banca noastră. Și nu cred că asta este voia lui Dumnezeu. Nicăieri nu văd la primii creștini peste care a coborât Duhul lui Dumnezeu o astfel de atitudine resemnată, o astfel de atitudine bisericoasă. Ci de cei de care s-a atins Duhul lui Dumnezeu, peste care a coborât Duhul lui Dumnezeu, vedem un neastâmpăr în viața lor. O neliniște care i-a urmărit. Mai mult, au primit un scop al vieții și toate celelalte scopuri s-au subordonat scopului pe care Duhul lui Dumnezeu le-a dat, prin coborârea Duhului Sfânt peste ei. Orice altceva a devenit secundar în viața lor. Care e scopul principal al vieții tale? Haideți să ne uităm puțin, poate mă ajut cu PowerPoint acum. Haideți să ne uităm puțin la perspectiva istorică, astfel încât să o înțelegem bine pe cea actuală a noastră. Dintr-o perspectivă istorică, cincizecimea a avut două semnificații
principale. Sărbătoarea cincizecimii avea două semnificații principale. Oamenii sunt încurcați și mi-este milă de mulți care predică astăzi, pentru că sunt încurcați într-o înțelegere deficitară a citirii Scripturilor, și anume, pentru foarte mulți care nu pot să-și armonizeze teologia sau învățătura cu Sfânta Scriptură și trebuie să negocieze cumva cu ea, i-am auzit pe mulți spunând, Faptele Apostolilor este o carte istorică, este o carte descriptivă. Ea ne prezintă niște realități valabile atunci, acum 2000 de ani, și este o carte strict istorică. Oare așa să fie, dragii mei? Eu cred din tot sufletul că Faptele Apostolilor este o carte descriptivă, ne prezintă ceea ce s-a întâmplat, dar este și prescriptivă, pentru că adevărurile descrise acolo sunt valabile pentru totdeauna. Credem asta? Amin! Pe mulți i-a încurcat și lucrarea Duhului Sfânt, în loc să-i unească, i-a împărțit. Și tot îi împarte până în ziua de azi. Dacă și marea schismă între Biserica Răsăriteană și cea apusiană, adică între catolicii și ortodoxie, tot pe linia asta a lucrării Duhului Sfânt, din punct de vedere teologic, da? Au găsit motivație, filioque, de la cine vine Duhul. Asta a fost marea problemă, să înțeleagă de la cine vine Duhul, de la Tatăl și Fiul sau numai de la Tatăl. Dragii mei, dacă vrem să fim pe contră cu cineva, găsim motive oricând. Dar vreau să vă spun altceva. Când vom înțelege și vom experimenta cu adevărat ce are Duhul lui Dumnezeu pentru noi, depășește dincolo de conceptele teologice. Acolo nu mai încap atât de multe punctulețe și puncte și afirmații, pentru că acolo este Duhul Sfânt care ne explică totul. Eu n-am spus prin aceasta că trebuie să fim ignoranți și să nu știm ce credem. Din contră, noi trebuie să fim foarte biblici. Dar în momentul în care forțăm Biblia doar pentru că nu acceptăm niște adevăruri valabile, asta nu mai justifică teologia. Deci haideți să ne uităm la semnificația cincizecimii, semnificația istorică. Prima semnificație, sau ce sărbătoreau ei la cincizecimii, era darea legii. În Ezechiel, în capitolul 36, de la 26 la 28, găsim însă că Domnul a transformat cincizecimea veche într-o nouă cincizecime, și anume revărsarea Duhului. Dacă ei sărbătoreau darea legii, noi la cincizecime, sau creștinii la cincizecime, sărbătoresc primirea unei noi legi, unei alte legi. Și în Ezechiel 36 spune așa: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Și acum, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Exact prin profet vorbește transformarea primei semnificații a cincizecimii din darea legii lui Moise, vechi legi, în noua lege, care înseamnă umplerea cu Duhul Sfânt. Pentru că atunci când Duhul Sfânt schimbă inima, înseamnă că eu nu mă mai chinui, nu mai stresez să văd dacă respect sau nu respect legea lui Dumnezeu, care este cea morală. Pentru că legea este în mine, prin Duhul lui Dumnezeu, și eu respect legea lui Dumnezeu. Nu de teama consecințelor, ci pentru că sunt un alt om. Eu, de exemplu, nu-l omor pe cineva de care nu-mi convine. Nu de frica că ajung în pușcărie. Eu nu-l omor pentru că n-am cum să omor, că nu-s criminal. Și legea lui Dumnezeu a devenit propria mea ființă. Asta este marea transformare a cincizecimii legat de prima semnificație. Mai mult, binecuvântarea la cincizecime legat de darea legii, vă aduceți aminte că în momentul în care Domnul a dat legea, poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu și a făcut un vițel de aur, și când a coborât Moise de pe munte cu legea, i-a găsit idolatrii. Știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? Exod 32:28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Și atenție acum. Aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Dacă la darea legii au murit aproape 3.000 de suflete,
la coborârea Duhului Sfânt sau noua semnificație a cincizecimii, fapte 2:41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaos aproape 3.000 de suflete. Asta face cincizecimea. Și iată cum, dacă darea legii a omorât 3.000 de suflete, coborârea Duhului a înviat 3.000 de suflete. Pentru că cincizecimile noastre înviază, lăuda să fie Domnul. A doua semnificație a legii, a cincizecimii, era sărbătoarea primelor roade. Sărbătoarea primelor roade. În Exod, în capitolul 23, versetul 16, să ții sărbătoarea secerișului a celor din tâi roade din munca ta. Și vedem că după înălțarea Domnului se împlinește ceea ce Domnul a spus în fapte 1:8, care este versetul pivot, versetul cheie a cărții Faptele Apostolilor, și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Lumini în cetate veți fi! Începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și în ziua primelor, sărbătoarea primelor roade, în aceea zi vedem aproape 3.000 de... Auziți, într-o zi s-au botezat cât de două ori membrii din Sfânta Treime. Într-o zi. Și noi zicem că suntem biserică mare. Hai să nu mai zicem asta. Hai să nu mai zicem asta, să nu cumva să ne creăm o perspectivă de suficiență. Că dacă atunci când coboară Duhul, se botează 3.000, ce sunt 1.500? Ce sunt 1.500? Haideți să trecem puțin la descrierea evenimentelor. Și este important să înțelegem aceste lucruri. De ce? Imaginați-vă următoarea realitate din teren. Sau chiar vă rog să vă jucați cu imaginația dumneavoastră și să vă imaginați că sunteți un iudeu sau un prozelit care v-ați dus la Ierusalim la sărbătoare cu pelerinaj. Și acolo începeți să auziți vorbindu-se de către preoți, de către slujitorii de la templu, așa șușotind printre ei, zice, mă, bine că o trecut Paștele trecute, mă. Bine că o trecut s-o terminat cu Paștele, că au fost ruinate, mă. Am avut cele mai grele Paște din istorie. O venit omul ăsta, o trebuie să judecăm pe nedrept, să-l crucificăm. A fost un haos total. După aia au zis că a înviat, au început să spună că l-au văzut. O ruină au fost Paștele astea. Măcar șavotul ăsta să fie liniștit. Măcar cincizecimii astea să fie liniștite. Asta își doreau. Și se duceau să aibă cincizecimi liniștite la templu. Și când se înceapă slujba până la 9 dimineața, cam așa ne spune Sfânta Scriptură, începe o tornadă. Dar nu-i timpul vânturilor, nu-i timpul ploilor, nu-i timpul furtunilor. De unde tornadă? De unde vântul ăsta? De unde neliniștea? De unde zgomotul ăsta? Și sărbătoria asta se strică? Nu au fost destule alealte? Nu era timpul ploilor, nu era timpul furtunilor, dar atenție, unde se manifestă Duhul lui Dumnezeu, acolo se atrage atenția. Oamenii văd, aud, simt, trăiesc prezența Duhului Sfânt. Toți lasă templul, iară nu mai înseamnă nimic templu, și se duc să vadă unde e tornadă, unde e vântul, freamătul. Și când ajung acolo, o daie de sus, plină, oameni, și surpriză. Dintr-o dată văd niște limbi ca de foc, coboară peste cei care stăteau în rugăciune împreună. Și acum ei își dau seama. De ce își dau seama? Că sunt niște elemente, atenție, niște elemente
care confirmă prezența lui Dumnezeu. Ei erau învățați încă din vechiul legământ, din vechea istorie, că Dumnezeu și-a manifestat prezența, cum? Prin vânt, Exod 19:16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere, un nor gros pe munte, trâmbița resuna cu putere și poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Oh, dacă e un vânt, când nu trebuie să fie vânt, aici e Dumnezeu. Când au văzut al doilea element, focul, asta a confirmat și mai mult prezența lui Dumnezeu. Exod 16:18. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura. Vă rog să rețineți și cuvântul cutremura, cu putere. În Levitic 9:23-24 ni se spune că Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii. Când au ieșit ei, au binecuvântat poporul și slava Domnului s-a arătat întregului popor. Și lucrul acesta s-a văzut prin faptul că au ieșit fum, a mistuit jertfa și focul lui Dumnezeu a fost prezent. A zis, dacă e vânt, dacă e foc, cu tremur, dacă citim în Psalmul 77:16, iată ce spune într-un mod metaforic atât de plăcut. Când te-au văzut apele, s-au cutremurat. În Isaia 6, templul s-a cutremurat. Dacă aș fi citit despre Rusalele din capitolul 4 din Iudeia, spune că atunci când frații au fost împreună și s-au rugat, zice că pământul s-a cutremurat când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Dar dacă aceste trei elemente erau elemente cu care ei deja erau familiarizați, aproape, să zic, normale în conștiința lor, care explicau prezența Duhului Sfânt, apare unul nou. Păi dacă primele trei înseamnă prezența lui Dumnezeu, ce-o fi cu al patrulea? Dar care este al patrulea? Al patrulea este... M-a ajuns puțin? Nu mai merge? Cred că la cineva nu-i convine următorul slide. Ați blocat careva computerul? Bun, mergem fără PowerPoint. Al patrulea era vorbirea în alte limbi. Și toți au început să vorbească în alte limbi. Păi dacă primele trei sunt evidente, înseamnă că trebuie să-l acceptăm și pe al patrulea. Dar întrebarea este, de ce vorbire în alte limbi? În Isaia, în capitolul 28:11, este un verset cheie acolo. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâietoare și cu vorbirea străină, voi vorbi poporului acestuia. Deci, vorbirea în alte limbi a fost manifestarea unui dar spiritual, unui dar al Duhului Sfânt, dar cu scopul primar fundamental de a proclama adevărul mântuitor, legând acest eveniment al coborârii de Fapte 1:8, și voi veți primi o putere. De ce a trebuit să vină această comunicare, dacă aș fi citit mai jos în Fapte capitolul 2, am vedea că în camera aceea s-au adunat oameni, iudei, prozeliți, dintr-o grămadă de seminții, adunați la Ierusalim, din Roma, din Etiopia, din toate părțile Imperiului. Erau adunați acolo și acum auzeau în limba lor lucrările minunate ale lui Dumnezeu, adică mesajul mântuitor pe care Domnul l-a încredințat bisericii. Deci, un prim rol a acestei umpleri cu Duhul Sfânt este un rol misiologic sau
kerigmatic, adică al predicării. De aceea înțelegem în Romani 10:17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, care trebuie propovăduit și trebuia propovăduit pe înțelesul tuturor. Este o confuzie, pentru că unii spun bine și atunci înseamnă că vorbirea în alte limbi trebuie să fie doar atunci când nu înțelege cineva Evanghelia și trebuie să le o propovăduim în limba lor. Că ăsta e sensul la cincizecime, nu-i așa? O să răspund la această întrebare, dacă aveți răbdare și dacă trecem puțin peste ora 12, că doar așa am zis, că la sărbătoare nu ne oprim la 12, nu? Asta a fost înțelegere la adunarea generală. Și eu respect adunarea generală. Deci, mergem mai departe și atunci punem următoarea întrebare. De ce o coborâre a Duhului Sfânt? De ce a fost necesară coborârea Duhului Sfânt? Sunt trei motive principale. Primul, ca să împlinească profeția, sau ca să se împlinească profeția din Ioel, capitolul 3, versetul 28. După aceea voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii, chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Pentru că coborârea Duhului Sfânt face accesibilă Evanghelia la orice făptură. Dacă până atunci era discriminatorie, și relația cu Dumnezeu era discriminatorie, că nu oricine putea să meargă prin pelerinaj la Ierusalim, iată că Duhul Sfânt vine peste oricine și elimină orice discriminare. Păi, elimină discriminarea rasială peste orice făptură. Nu peste unguri. Orice gen, peste fete și feciori. Orice vârstă, peste tineri și bătrâni, orice clasă socială, peste robi și peste roabe. Și profeția continuă să se împlinească. Pentru că Duhul Sfânt a adus Evanghelia fără să creeze o elită spirituală, ci făcând-o accesibilă tuturor. Pentru foarte mult timp am fost acuzați noi penticostalii că suntem așa o biserică a clasei de jos. Lăuda să fie Domnul! Păi Ioel a zis că toți vor avea acces. Nu doar o elită? 2. A coborât Duhul Sfânt ca să se împlinească promisiunea. Luca 24:49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbălcați cu putere de sus. Iar în Ioan 14:16, și eu voi ruga pe Tatăl meu și El vă va da un alt mângâietor, grecește paraclet, apărător, ajutor, care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște, căci rămâne cu voi și mai mult, va fi în voi. Sunt două lucruri distincte aici. Domnul putea să se oprească la una. De aceea noi credem că Duhul Sfânt trebuie să fie și în noi, dar credem că trebuie să fie și peste noi. Și al treilea aspect, de ce o coborâre a Duhului Sfânt? Ca să ne îmbrace cu putere. Și am citit versetul din Fapte 1:8. Pentru că dacă am citit partea a doua a capitolului 2 din Faptele Apostolilor, am putea să vedem un Petru care numai în urmă cu câteva ceasuri era închis în spatele ușilor de teama iudeilor, tremura de frică și acum după ce este plin de Duhul lui Dumnezeu, asta face Duhul lui Dumnezeu, asta vreau să conștientizez biserica, lumină în cetate, nu avem curaj, frate, nu știm cum, nu știm cum să mergem, nu știm ce să spunem, nu știm cum să intrăm în vorbă. Știți de ce, dragii mei? Avem nevoie de putere! Că același Petru care era închis a ieșit și a zis, fraților, voi l-ați răstignit pe Hristos! Și acum e timpul să vă... Ăștia au muțit. Și au zis, acum fraților, străpunși în inimă, au zis, străpunși în inimă, că asta face lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul slab pe care noi îl rostim devine o sabie care străpunge inimi. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci,
îmbrăcarea aceasta cu putere nu este pentru mântuirea noastră, că noi deja am fost mântuiți la nașterea din nou, dar este pentru mântuirea altora. Este pentru mântuirea altora. Coborârea Duhului Sfânt și îmbrăcarea noastră cu putere trece dincolo de tehnică, de pregătire omenească. Ne aduce resurse divine în slujirea noastră și când cele două se pun împreună, acolo lucrează Dumnezeu. Eu nu promovez ignoranța și nici slaba calitate în biserică. Lasă, frate, lucrarea se poate face oricum, că Duhul Sfânt o face. La mine în Scriptură spune așa: și cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se mulțea. Deci fac tot ce ține de mine cât mai bine posibil. Și apoi să fiu judecat oricum. Dar dacă am și ungerea Duhului Sfânt, atunci lucrurile prind un contur extraordinar. Lăudat să fie Domnul. Deci lucrarea se face prin Duhul. În Ioan, în capitolul 12, ne este această imagine, adus această imagine: dacă bobul de grâu nu moare, atunci când bobul de grâu moare, aduce rod. Deci, coborârea Duhului Sfânt a schimbat pentru totdeauna mentalitatea ucenicilor despre slujire, avem putere, și a necredincioșilor despre mântuire, avem nevoie. Asta să facă Domnul cu noi. Și acum, în partea finală, doar câteva minute, aș vrea să ne uităm însă, pentru că am spus că botezul în Duhul Sfânt, și aceasta este expresia corectă, mai corectă decât botezul cu Duhul Sfânt, nu că nu este corectă și cealaltă, dar noi știm că botezul este o imersiune, o scufundare, înseamnă că suntem scufundați în ceva și Duhul și Hristos ne scufundă în mediu care este Duhul Sfânt care ne umple. Pentru noi, pentru biserică, și aici vreau să corectez o, nu neapărat eroare, o interpretare deficitară. Pentru foarte mulți, botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt are doar rol misiologic, și anume, ne împuternicește în predicarea Evangheliei, în misiunea pe care avem, avem un foc mai mare pentru cei necredincioși. Foarte corect. Acesta este rolul misiologic al fiecăruia dintre noi în afara bisericii, prin umplerea cu Duhul Sfânt. Dar aceeași umplere cu Duhul Sfânt mai are încă un rol, care încet, încet, și aici v-am spus-o că este teama mea, are și un rol edificator. Adică, botezul cu Duhul Sfânt nu este doar o împuternicire cum să-i slujesc pe alții, ci același botez cu Duhul Sfânt este o împuternicire a propriei mele ființe să rodesc mai mult. Amin! Deci și pentru alții, dar și pentru mine. Și aș vrea să explic acum, pe scurt, pentru clarificarea celor care poate nu prea aud despre, deci despre Duhul Sfânt, despre botezul cu Duhul Sfânt și umplere cu Duhul Sfânt, legat de sărbătoarea cinzecimii, și să plec în această călătorie pe care Domnul, la care Domnul ne-a chemat. Aș pleca de la trei adevăruri importante. 1. Botezul în Duhul Sfânt este o experiență ulterioară nașterii din nou, adică după nașterea din nou. Nu poate să fie botezat cu Duhul Sfânt decât un om care l-a întâlnit pe Hristos, este născut din nou. Este ulterioară. De ce fac precizarea aceasta? Pentru că unii o confundă și zic că botezul cu Duhul Sfânt este chiar experiența nașterii din nou. Sau alții zic că e la botezul în apă și fac o rugăciune de umplere cu Duhul Sfânt în apa botezului. Nu că nu s-ar putea întâmpla și atunci. Se poate întâmpla și atunci. Dar nu este neapărat necesar să fie atunci. Dar întotdeauna este ulterioară mântuirii, adică nașterii din nou, și întotdeauna este însoțită de darul vorbirii în alte limbi. Și apoi, și aici este un lucru asupra căruia nu s-a insistat până acum. De ce insist pe ultima afirmație? Confirmată prin continuitatea rodirii. Pentru că foarte mulți, și vin cu seriozitate și cu onestitate înaintea dumneavoastră, foarte mulți au făcut dintr-o experiență mai extatică, au sub influența cuiva și poate cineva într-un mod foarte greșit, fals, i-au atras în tot felul de manifestări, fără să fie lucrarea autentică a Duhului lui Dumnezeu, o zis și ceva, s-a împiedicat un pic, așa, gata, s-a botezat. Și după două zile au făcut toate lucrurile de dinainte. Nimic schimbat în viața lor,
Vă întreb eu, a fost la un botez cu Duhul Sfânt? Nici vorbă. Nici vorbă. Un botez autentic în Duhul Sfânt este confirmat de darul vorbirii în alte limbi, dar confirmat prin continuitatea rodirii. Un om botezat în Duhul Sfânt va fi înflăcărat în asemănarea lui cu Hristos, în căutarea celor pierduți. Se aprinde un foc, va rodi și roada Duhului și roade pentru împărăție. Și am mai explicat conceptul ăsta. Roadele pentru împărăție sunt oameni mântuiți prin propovăduirea noastră. Aici se vede botezul autentic. Aici. Nu numai într-o experiență așa mai energică, într-o seară de stăruință. Ea trebuie să fie confirmată. Altfel, trebuie să continuăm să cerem de la Domnul umplere. Să ne ajute Domnul. Deci, haideți să ne uităm acum la cele două, la primele două axiome, și anume, o experiență ulterioară nașterii din nou și întotdeauna însoțită de semnul vorbirii în alte limbi. Vă aduceți aminte că Domnul a folosit 4 locații atunci când a vorbit în fapte 1:8 despre misiunea pe care biserica o va avea atunci când Duhul Sfânt se va pogorâ peste ei și vor fi împuterniciți pentru asta. Și a folosit Ierusalim, Iudeia, Samaria și marginile pământului. Vreți să facem așa, să greblăm puțin, un scurt, în 5 minute, un scurt survol peste acest traseu pe care Domnul l-a stabilit și n-a greșit și să confirmăm cele două afirmații pe care le-am făcut, dintre cele trei, primele două. Primele 50 au fost, unde a zis Domnul? Veți fi martori în Ierusalim. Unde erau în fapte 2 apostolii? În Ierusalim. Înseamnă că primele 50 sunt 50-mile din Ierusalim. Prima afirmație este că botezul în Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirii, adică după convertire. Cum ne dăm noi seama că la apostoli a avut loc această transformare, această schimbare? Argumentul meu este o explicație corectă a lui Ioan 20:21-22. După înviere, sunt cu ușile închise, Domnul intră prin ușile închise și le spune așa. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. A fost acestea 50? Nu! Dar ce a fost atunci? Știți ce a fost atunci? O nouă creație. O nouă creație. Știți unde mai avem exact această imagine? În Geneza, capitolul 2, cu versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Ăsta e momentul în care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, suflând peste ei duh de viață, au fost creații noi. Fiind creații noi, în ziua cincizecimii, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei și primul argument pe care l-am, a doilea argument pe care, a doua axiomă, de fiecare dată este însoțită de darul vorbirii în alte limbi, este evident pentru că Sfânta Scriptură spune și-au început tot să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Deci, amândouă tezele sunt valabile. Avuseseră transformarea după învierea Domnului și când a coborât Duhul Sfânt și au fost un plus de Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi. Care este a doua locație pe care Domnul o menționează în fapte 1:8? Iudeea. În fapte 4:31-32 spune așa. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunat. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Acum, din imaginea descrisă în cincizecimea din Iudeea, din fapte 4, prima afirmație pe care am făcut-o, și anume că botezul cu Duhul sau umplerea cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirii,
este chiar în versetul 32, și anume, mulțimea celor ce crezuseră. Deci era o mulțime care deja crezuse, anterior. Da? Și acum nu vedem alte semne aici. Nu ne este descris semnul vorbirii în alte limbi. Dar, în același context, în capitolul 4, ni se vorbește despre semnele care îi urmau pe ucenici sau întâmpinau pe ucenici în lucrarea aceasta. Și aceste semne sunt descrise în Marcu, în capitolul 16, versetul 17 la 20. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, și mă opresc aici, că puteam să continui cu toate semnele. Vor vorbi în limbi noi. Care este a treia locație? Din Iudeea mergem în Samaria, spune Domnul. Veți fi martori. În Ierusalim, Iudeea, Samaria. Păi vă duc în Fapte, capitolul 8, de la versetul 14 la 18. Și aici îi vedem pe samariteni. Când cuvântul a ajuns la ei, prima afirmație, am zis că botezul este o experiență ulterioară nașterii din nou. Păi în versetul 12 din Fapte 8 ni se spune că ăștia erau deja botezați. Deci ei fuseseră botezați, păi dacă au fost botezați înseamnă că erau convertiți, că doar apostolii nu botezau oamenii convertiți. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, atenție, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Deci convertiți erau, dar încă nu se coborâse Duhul Sfânt peste ei. Ce ne spune asta? Când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, ei deja erau convertiți. A doua afirmație, că este un semn vizibil, nu ne este menționat aici vorbirea în alte limbi, dar auziți ceva. Versetul 18. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și au zis, dați-mi și mie puterea asta. Acum vă întreb eu, că mulți au zis, vezi, nu este niciun semn. Păi, dragii mei, cum să nu fie niciun semn dacă Simon a văzut? A fost o evidență acolo. Da, nu ne este prezentat, nu este descris exact, a fost vorbirea în alte limbi aici. Dar Simon a văzut ceva. Ce a văzut? Dacă în celelalte experiențe ne este prezentată explicit vorbirea în alte limbi, putem extrapola, și mi-aș permite riscul acesta, să mă gândesc că a fost același semn. Și apoi urmează încă a patra locație, până la marginile pământului. Vedeți cum se întâmplă cinzecimile în Fapte 2 în Ierusalim, în Fapte 4 în Iudeea, în Fapte 8 în Samaria și apoi în Fapte 10 și 19 spre marginile pământului. Cum adică în Fapte 10 spre marginile pământului? Păi are loc cinzecimea romanilor. Pentru că acolo era un om, Corneliu, care are o relație aparte cu Dumnezeu, acesta trimite la Petru și în Fapte 10 de la 44 la 47 ne este descris evenimentul convertirilor și apoi a botezului lor în Duhul Sfânt. Dar întrebarea mea este, de unde să știm că omul ăsta într-adevăr a fost un om convertit la Dumnezeu, întors la Dumnezeu? Fapte 8 cu 4 spune așa, Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, la un înger pe care Dumnezeu l-a trimis la el, la un înger. Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Ce legătură are asta cu relația lui cu Dumnezeu? Păi iată ce spune în Ioan 9 cu 31. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și rugăciunea lui Corneliu era ascultată. Ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. A avut Corneliu experiență cu Dumnezeu anterioară? A avut. Iar în 10, 45, 46,
A doua axiomă, toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Cum au văzut? Atenție că și Simon a văzut. Aici se și explică cum. Căci îi auzeau vorbind în alte limbi. Și Simon a văzut. Aici se și descrie. Și mărind pe Dumnezeu atunci, Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a doua experiență spre marginile pământului este în Fapte 19, în Efes. În Fapte 19, 5 la 6, ni se spune așa, când au auzit ei aceste vorbe, niște oameni în Efes, au fost botezați în numele Domnului Iisus, deci au fost convertiți. Botezați, convertiți într-o joa Domnul. Oameni mântuiți. Și acum, după, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi. Prima axiomă, erau deja convertiți când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. A doua, s-a manifestat, a fost confirmată coborârea vorbind în alte limbi și proroceau. Și atunci unii vin astăzi și spun, și acesta este răspunsul pe care vi l-am promis, și apoi ne oprim, vin unii și spun, bine, bine, dar parcă limbile de astăzi, parcă nu sunt tocmai chiar așa ca și cele din ziua cinzecimii, când au înțeles toți ăia lucrările minunate a lui Dumnezeu. Inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Pavel vine și vorbește despre un alt tip de manifestare a darului vorbirii în alte limbi în biserică pentru cei credincioși. Toate darurile spirituale sunt date pentru edificarea și zidirea altora. Amin? Toate! Pavel însă, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu Pavel, Duhul lui Dumnezeu prin Pavel ne scrie că este un dar care ne zidește pe noi. Ne edifică pe noi. Și despre darul acesta ne scrie în 1 Corinteni, în capitolul 14, versetul 2 și zice așa. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Oh, dar până acum, la cinzecimea din Ierusalim, aceștia când au vorbit în alte limbi, cui au vorbit? Oamenilor, nu? Și toți au auzit, zice. Dar iată un alt tip, o altă manifestare a darului Sfânt, prin același duh, același dar vorbind în alte limbă, într-o altă formă, și spune așa, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege. Păi în Ierusalim toți au înțeles, sau i-au înțeles ceilalți. Iată un alt tip de manifestare, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul spune taine. Noi nu ne încurcăm. Sunt cazuri în care Duhul lui Dumnezeu, astăzi, în vremurile noastre, și-a manifestat darul vorbirii în alte limbi, înțelegând alții, într-o limbă cunoscută de alții, rolul misiologic al umplerii cu Duhul Sfânt. Dar auzim pe frați vorbind în alte limbi, coboară Duhul peste noi și vorbim în alte limbi, nu numai s-audă alții, s-audă Dumnezeu, că sunt momentele în care rugăciunile noastre sunt prea slabe. Nici nu știm să ne mai rugăm. Ce face Duhul? Ne ia El în control și cu Dumnezeu spune taine ca să ne edificăm pe noi înșine. Așa că lucrarea Domnului este clară și biblică și scripturală. Aș încheia mesajul nu altfel, decât reafirmând rolul principal pe care Domnul Iisus Hristos, când a promis ucenicilor că nu-i lasă orfan, ce trimite Duhul Sfânt peste ei, l-a avut în vedere exprimat în Matei 28, 19 la 20. Și nu pot să nu reafirm, dragă Biserică Sfânta Treime, haideți să fim lumină în cetate. De ce? Pentru că avem tot ce este nevoie. Dacă cu adevărat avem Duhul Sfânt, numai ne lăudăm, asta vom fi. De ce? Păi Domnul a zis,
toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.